Cei care s-au născut în Zodia Capricornului vor avea între 1 și 2 iunie momente de calm în plan sentimental, de emoții le-aș denumi așezate, cumpătate, le aduc satisfacții, dar fără să îi zbuciume, să îi facă să tremure, să plângă sau să le dea senzații dintre cele mai acute în trup. Nu, totul va fi trăit cu modestie, cu blândețe, cu reticență, cu înțelepciune, cu oarecare rezervă. Pot să fie bucurii într-un plan sentimental, mici aventuri, cunoștințe agreabile, stări speciale împărtășite și trăite alături de o persoană dragă. Bucurii sau situații agreabile, favorabile, flatante, prin care trăiesc părinții grație unui succes al copiilor. Și se înțelege, părinții nu mai pot de fericire cât sunt de grozav copiii, ce note au, ce reușite, ce succese, ce ipostaze care îi scot din anonimat și îi trec în prim planul unei vieți școlare sau extrașcolare, extraprofesionale. Între 2 iunie, după ora 15 și 4 iunie, după amiaza, momente de noutate, poate chiar de inedit, Mici surprize, întorsături de situație, un eveniment, ceva special, provocat poate și de luna nouă în gemen care va avea loc în ziua de 3 iunie. Toate aceste ipostaze sunt legate de locul de muncă, implicit și de plată, munca plătită, de relațiile contractuale sau de înțelegerile orale, verbale. Nu, Toată lumea muncește în condițiile unei salarizări. Aici n-aș putea spune că situația astrală e limpede. Deși ea pe fond e bună bunicică, plăcută, veselă, liniștitoare, calmantă, unii pot să zică, o, ce realizare, azi am avut o zi bună, iată, sunt zorii unui câștig, pii, ce bine. Și trăiesc așa, în această stare roz, o perioadă până când rozul începe să se decoloreze, mai apar și alte culori și alte pete și situația se mai schimbă. Și atunci trebuie să definim specificul acestui tranzit astral ca să înțelegeți despre ce este vorba. Vreau să vă avertizez asupra faptului că există și alternative sau că pot să fie două situații care intră în contradicție și atunci trebuie să optați ori una ori alta. Sau că există situații cu aparență strălucitoare, frumoasă, agreabilă, tentantă, dar cu un conținut găunos sau cu o vulnerabilitate pe care acum nu o puteți vedea cu niciun chip. Ba chiar avertizați fiind de astrolog și căutând cu deamănuntul unde, unde, unde este vulnerabilitatea să nu o identificați. Ea va părea, cum zice francezul, a forț de exerse, adică prin tipul însuși de manifestare a acțiunii, a trăi, a lucra, a colabora, a genera evenimente și a provoca documente sau fapturi, concluzii. Luați în calcul această ipoteză. Nu e obligatoriu ca ea totuși să se adeverească, dar este o situație care mai degrabă poate să se întâmple decât să nu se întâmple și atunci ca eventualitate cu un grad mare de probabilitate, ea este de ținut sub observație și atunci nu vă puneți baza în totalitate pe ceea ce se întâmplă favorabil. Nu vă bazați pe acei bani sau pe acea disponibilitate a cuiva să vă angajeze sau să vă ofere o schimbare de loc de muncă sau să vă um, pună într-un context fericit. Pentru că în următoarele zile și săptămâni veți observa singur niște aspecte care nu vă mulțumesc. Poate că veți trece peste ele, poate însă că le veți respinge cu proiectul în sine, și atunci degeaba v-ați făcut în clipa aceasta iluzii. Eu vreau să nu ajungeți deziluzionați, nu vreau să vă stric plăcerea, vă spun încă o dată. Luați în calcul și aspecte care țin de morală, de conduită, de oportunitate, latura juridică latura legală, nu neapărat economică, în toată această poveste în care intră munca și banii la un loc. Între 4 iunie, după ora 19 și 6 iunie, seara târziu, premize total nerecomandate angajării unui dialog, a unei discuții pe indiferent ce temă, cu o persoană cu care capricornii nu sunt în relații bune. Nu doar mici antipatii și animozități, nu doar controverse și certuri, ci uh, ipostaze a căror proporție este greu de estimat. Contextul este valabil și pentru relațiile între soții. Evident, soți în conflict, soții certați, soții în divorț, soții care sunt în ipostază de a fi părăsiți unul de către celălalt sau la distanță și atunci dialogul se poartă anapoda prin e-mail-uri, SMS-uri și purtători de cuvânt binevoitori care denaturează adevărul. Apoi este vorba de toate felurile de a apărea un nativ în fața unei instanțe instituții reprezentant pentru a explica, cere, justifica sau pentru a se apăra lucrurile sunt complicate. Ele deja s-au construit într-un chip dezagreabil, dar se diversifică direcțiile de unde poate să vină o situație și mai dezavantajoasă decât până acum, pentru că pe 4 iunie, în acest sector al casei a șaptea, prieteni, parteneri, dușmani, rivalități, apare Mercur. Mercur în Rac nu e o planetă care să le permită celor născuți în Capricorn să fie combativi, să vorbească, să fie uh, foarte elogvenți sau să își impună punctul de vedere. Din potrivă, uh, îi face mai timizi, îi face să cedeze când ți-e lumea mai dragă, îi face să renunțe când mai era nevoie de un strop de rezistență nervoasă în principal, până să-și pună planul în aplicare sau să-și atingă scopul. Se neacă la mal. În ultima clipă nu mai au voință, nu mai au putere, nu mai înțeleg foarte bine ce se întâmplă și fac o greșeală. Nu pot să ducă până la capăt un război al nervilor, al cuvintelor, cu atât mai puțin al faptelor. Mercurul le va slăbi voința și tenacitatea și îi va face să se inhibe mai repede, să se timoreze, să se intimideze, să le dea lacrimile, să se supere sau să se închidă în ei. Varianta cea mai bună, cea mai puțin gostisitoare ar fi să se închidă în ei, să nu mai vrea să discute, să amâne, să, uh, chiar să ceară un tip de gândire și să reia discuția mai târziu, cea mai bună și conservativă uh, variantă pentru ei, pentru că nu se expun sau nu se compromit. Acum, luați în calcul ce vă spun eu că este foarte important. Mercur va pleca pe 27 iunie din acest sector și aparent pentru niște săptămâni lucrurile par să intre pe un făgaș mai bun, la un moment dat va pleca și Marte din Rac și Capricornii vor avea impresia că s-a deschis o ușă, că deja s-a degajat aerul, că ei se simt altfel, că privesc altfel cu fruntea sus și mult mai sigur pe ei, respectiva problemă, persoană, conflict, chestiune. Doar că Mercur va intra în mișcare retrogradă și va reveni în zodia aracului, semn pe care îl va traversa timp de numai puțin de 21 de zile, între 19 iulie și 11 august și va repune pe tapet toate trăirile, chestiunile și premizele care se nasc acum, între 4 iunie și 27 iunie. Și, în sfârșit, va veni cu un cortegiu de reacții firesc acelui tranzit, vom analiza atunci ce se întâmplă, vreau să vă avertizez că situația nici pe departe, nici dacă ați vrea, oricât ați încerca, oricât ați spera, nu se rezolvă în această perioadă, ea va fi ajustată, transformată, modificată, oricum la jumătatea lunii august, respectiva premiză va arăta altfel. Abia atunci discutăm despre o victorie sau despre o soluție. Până atunci, rezistență tărie de caracter și um, autocontrol major pentru a nu ceda în fața emoțiilor, în fața insistențelor, în fața tentativelor de minimalizare sau de amenințare ori de intimidare și șantaj la care s-ar putea de da unele persoane în fața acestor capricorni. Începând cu 6 iunie după ora 22 și 7 iunie, luna va traversa un sector al beneficiilor materiale. În sfârșit, oricâtă voință și vanitate le-ar induce acest tranzit, pe fondele prea modest să rezolve ceva, Poate că ei își fac vreo ambiție cu vreo persoană sau pe vreo temă, depinde și de harta generală, dacă vor reuși ceva. Bine ar fi totuși să nu se lege atât de mult de o chestiune financiară, pentru că deocamdată există niște repere astrale radicale. Nu mai intru în, în mănunte în descrierea și invocarea lor, vreau să vă spun doar că acesta este un context în care nu sunt foarte avantajați cei în Capricorn ca să facă astfel de jonglerii. Nu sunt în măsura în care să aibă atâtea argumente și atâta dezinvoltură organică, mentală și de conștiință sau de prezență de spirit încât să sfideze chiar toate... Um, aceste dezafectări astrale pentru că ele nu fac decât să împingă în zone dificile fie o casă prin vibrația zodiacală, fie o planetă prin vibrația ei astrală. Și atunci nu mai au resurse, nu mai au cu ce să lucreze și să răspundă.